Cimbrul este un medicament natural folosit pentru a trata problemele respiratorii. Este un tratament eficient pentru bronșită, tuse sau congestie, pentru eliminarea mucusului din plămâni și stomac. Îmbunătățește digestia și participă la metabolizarea grăsimilor. Conform doctorul.ro, acneea este o afecțiune a pielii care afectează nu numai adolescenții. Este important să o tratezi și să mergi la dermatolog. Totuși, există opțiuni naturale la care poți apela. Turmericul reduce inflamația și înroșirea pielii și ajută la vindecarea acesteia. Datorită proprietăților sale antioxidante, turmericul a fost folosit pentru întinerirea pielii. Ajută la estomparea ridurilor, dând feței un aspect mai tineresc. De asemenea, este eficient cu acnea rozacee, o afecțiune cronică de piele, care se manifestă prin roșeață și coșuri. Masca de turmeric reduce roșeața și tratează această boală. Această mască pentru față va face minuni dacă este aplicată zilnic timp de 10 zile. Pentru preparare aveți nevoie de o linguriță de praf de turmeric, o linguriță de iaurt de bună calitate, o linguriță de miere de salcăm. Amestecați într-un bol cele 3 ingrediente până la obținerea unui amestec omogen. Aplicați-l ușor pe față și lăsați-l să acționeze timp de 30 de minute, apoi spălați-vă cu apă călduță. Această mască trebuie să fie aplicată timp de 10 zile, iar apoi doar de 7-8 ori pe lună, relatează doctorul zilei.ro.